Bine v-am regăsit, prieteni! Sunt Cristian Alexandrescu și pentru azi unul din interesantele și bine documentatele materiale trimise de colegul George Hodorogea. De la roboți industriali la roboții profesori. Despre robotică și roboți. Teoretic, un robot este un operator mecanic sau virtual artificial și este de fapt un sistem compus din mai multe elemente precum mecanică, senzori și actuatori, dar și cu un mecanism de direcționare. Prin mecanică se stabilește înfățișarea robotului și mișcările posibile pe timpul de funcționare al acestuia. Senzorii și actuatorii sunt întrebuințați la interacțiunea cu mediul sistemului, iar mecanismul de direcționare are grijă ca robotul să-și îndeplinească obiectivul cu succes, evaluând informațiile senzorilor. Acest tip de mecanism reglează motoarele și planifică mișcările care trebuie efectuate. Unii roboți au o formă umană și mai sunt denumiți și androizi. A nu se confunda totuși un robot cu programele software, denumite și ele prescurtat bot, și care îndeplinesc și ele automat anumite funcții sau operațiuni. Astfel de tip de robot sunt virtuali și nu mecanici. Termenul inițial de robot provine din cehul robot și a fost utilizat prima dată de Iosef și Karel Capek în povestirile și romanele lor de science fiction de la începutul secolului al XX-lea. De fapt, cuvântul robot are o origine slavă și se poate traduce prin iobag, adică o persoană obligată a presta robotii, o clacă sau o muncă silnică conform textului român. Scriitorul Karel Capek a scris în piesa sa Rur, publicată în anul 1921, despre muncitori de asemănare umană care erau crescuți în rezervoare. Inițial, Capek a folosit termenul de golem, apoi de robot. Practic, frații Capek vorbeau despre ceea ce ai numi roboți androizi. Termenul de robot a fost însă pus în circulație definitiv de către alt mare maestru science fiction, și anume de către Stanislav Lem, care scria că în uzine lucrau roboți automați și semi-automați. Din literatura de specialitate, savanții de mai târziu au preluat mai multe termene și denumiri, un caz celebru fiind cel al lui Jules Verne, scriitorul francez, ale cărui denumiri de diferite tipuri de invenții au intrat în dicționarul tehnicii de mai târziu. Robotica antică. Primele modele de mașini de tip robot, care pot fi mai degrabă numite automate, au apărut încă din antichitate. Automat provine din grecescul automatos, adică cel care se mișcă singur. Aceste automate nu puteau executa decât câte un singur obiectiv pentru care erau construite. Se pare că matematicianul grec Archytas a construit, conform unor relatări ale vremii, unul dintre aceste prime automate, de fapt, un porumbel propulsat cu vapor care putea zbura singur. Acest porumbel gol pe interior era din lemn și umplut cu aer sub presiune. Era prevăzut un ventil care permitea deschiderea și închiderea printr-o contragreutate. După acest prim automat au urmat mai multe modele și tipuri de-a lungul secolelor. Unele automate înlesneau munca, iar altele deserveau efectiv pentru distracția oamenilor. Dezvoltarea roboticii. Primul automat complex este considerat inventarea și construirea primului ceas mecanic, apărut în secolul al XIV-lea. Au urmat apariția primelor mașini care semănau îndepărtat cu roboții de azi. Astfel, în industrie era de acum posibil ca mișcările tehnologice să urmeze una după alta, fără să mai fie nevoie de intervenția umană în respectivul sistem de producție. Odată cu dezvoltarea electrotehnicii din secolul 20 a venit de la sine și o dezvoltare rapidă a roboticii. Astfel, în anul 1948 apare primul robot mobil, sistemul complex Elmer și Elsie, datorită contribuției lui William Gray Walter. Acest sistem era de fapt format dintr-un fel de triciclete, care se puteau îndrepta singure spre o sursă de lumină și puteau să recunoască impacturi și coliziuni în apropiere. În anul 1956 este construit primul mare cu adevărat robot industrial. Roboții industriali. În 1956, inginerul George Devol a înregistrat un patent al unui proiect ce consta în transferul programat de articole. Câțiva ani mai târziu, Devol a construit împreună cu Joseph Engelberger robotul denumit Unimate. Acest robot de circa 2 tone a fost folosit mai întâi în montarea de iconoscoape pentru televizoare, găsindu-și apoi drumul spre industria automobilistică. Programele pentru acest robot au fost construite într-un sistem de comenzi direcționate pentru motoare pe un cilindru magnetic. Acesta a fost începutul introducerii pe scară largă a roboților industriali. Astăzi, roboții industriali sunt realizați prin combinația mai multor discipline precum mecanica, electrotehnica sau informatica. Această conexiune a căpătat termenul de mecatronică.
Pentru realizarea de sisteme autonome care să găsească ele singure soluții, era necesară legătura cât mai multor discipline de robotică. S-a pus accent pe legătura conceptelor de inteligență artificială sau neuroinformatică, precum și un sistem biologic, biocibernetica. Astfel, cu timpul, din legătura între biologie și tehnică, s-a dezvoltat ceea ce se numește azi bionica. Roboții sunt utilizați în diferite industrii pentru a poziționa piesele foarte rapid și cu acuratețe. Unii roboți, fără a fi limitați la mișcări ortogonale, au ansambluri cu mai multe articulații, permițând simularea mișcărilor brațelor umane. Aceste secțiuni de articulare trebuie să aibă o acuratețe ridicată la oscilare și rigiditate ridicată, asigurând că opririle bruște nu le opresc din activitate. Roboții industriali sunt clasificați în mai multe categorii, precum roboți de poziționare, de sudură, de contacte, de duplicare, roboți scalari, roboți diagnosticieni, etc. Mai sunt și roboții de explorare sau invazioniști și roboții casnici. Androizi. În ultimul timp s-a pus tot mai mult accentul pe realizarea de roboți cu aspect uman, androizi, și care să poată înlocui omul și în alte diferite situații, nu numai să producă diverse în fabrici și uzine. Imaginea roboților umanoizi a apărut prima dată tot în literatură, culminând cu romanele lui Isaac Asimov. Astfel, în anul 1940, Asimov își are ca erou principal într-o povestire science fiction pentru prima dată un robot umanoid, adică un android. Realizarea androizilor nu este deloc ușoară, construcția lor fiind pentru un timp lung irealizabilă și asta, fiindcă pentru realizarea androizilor trebuiau rezolvate mai multe probleme dificile precum mobilitatea acestora în mediu adecvat, deplasarea lor, deci locomoția. Dar în anul 2000 s-a adus și rezolvarea acestei dileme prin apariția robotului japonez Asimo, produs de Honda. Roboții umanoizi mai sunt denumiți și roboți pășitori. Ei au fost creați cu scopul explorării unor zone unde omului îi era fatal. Inițial, androizi erau de tipul roboților exploratori și erau puși să lucreze în locații greu accesibile și periculoase omului și erau teleghidați sau parțial autonomi. Au fost folosiți și în scopuri militare, în zone de conflict, pentru cercetare, spionare, dar și pentru acțiunea de identificare a minelor amplasate în pământ de către inamic. Acest tip de robot a fost dotat cu senzori și camere de filmat și a fost folosit și arheologic prin cercetarea puțurilor și a tunelelor din marile piramide egiptene. Americanii au construit și roboți exploratori, denumiți cryorobots, și care au fost folosiți și testați în cercetările arctice. Un cryorobot poate pătrunde până la 3600 de metri prin gheață. NASA speră să-l folosească și în cercetarea viitoare de pe Marte și Saturn, acolo unde se știe există temperaturi foarte scăzute. Un android la catedră. Inteligența artificială a cunoscut progrese remarcabile de la un an la altul, având un impact major asupra profesiilor din viitor, inclusiv, se pare, în domeniul educației. Dar se pune firească întrebare. Oare ar putea fi roboții să fie potențiali înlocuitori ai cadrelor didactice? Pot fi ei programați cu acel vestit modul pedagogic, modul care este atât de profund uman? Ei bine, unii cercetători au răspuns afirmativ la această întrebare și sunt convinși că într-un viitor nu prea îndepărtat, la catedra unei școli sau facultăți, va preda un robot android. Acest subiect destul de controversat a fost dezbătut în mai multe conferințe internaționale. Experți în tehnologia roboticii sunt convinși că ar fi greșit să credem că posturile din sistemele de învățământ nu ar putea fi niciodată automatizate, de vreme ce există deja roboți suficient de creativi pentru a face asocieri complexe de concepte sau evaluări coerente a unei clase de elevi, din comunicatul sesiunii Robodidactica organizată sub auspiciile ONU. Și de fapt s-a și trecut la introducerea roboților în sistemul educațional. Un experiment de succes creat și pus în aplicare de Georgia Tech, Universitatea Statului American Atlanta, l-a constituit asistentul universitar Jill Watson. Jill era de fapt un robot menit să ajute studenți în perfecționarea lor academică, răspunzându-le la întrebări pe un forum online, fără ca să-și dezvăluie însă identitatea, adevărata sa natură tehnică non-umană. De fapt, singurul lucru pe care l-au sesizat studenții la asistentul universitar Jill a fost rapiditatea cu care acesta le oferea răspunsuri și analize în comparație cu așa zisa lentoare a celorlalți asistenți universitari. Robotul era mereu disponibil cu un răspuns fără să pară vreodată distras, obosit sau plictisit.
Și totuși, prezența la catedra Luigi Watson a stârnit și numeroase controverse și chiar acuze din partea mai multor somități universitare. Prestația lui Gil poate să ascundă multe vulnerabilități, afirmau acei profesori contestatari. Astfel, în timp ce aceste mașinării pot fi programate pentru a îndeplini anumite sarcini fixe și a oferi informații unor seturi de întrebări prestabilite, ele sunt incapabile să-și adapteze baza de date unor alte situații imprevizibile, argumentau aceștia. Dacă un om care joacă foarte bine șah va fi totodată priceput și la jocul de table, în același timp, un robot programat să joace șah nu va reuși niciodată să facă o mutare rațională într-un joc similar dacă nu a fost programat anterior în acest sens. Deci principala temere ar fi dacă un android ar putea fi empatic, să cerceteze, să negocieze sau să îndrume. Ar putea fi capabil să aprecieze un răspuns creativ care să se abate de la un set fix de informații. Deocamdată se pare că încă nu s-a ajuns la acest prag. Deocamdată. Însă nu știm ce ne va rezerva viitorul. Dar cine știe ce va fi peste câteva decenii? Concluzionează cercetătorii în automatică de la Georgia Tech. Contestatarii profesorului Android și argumentele lor. Ideea principală a negativiștilor se bazează pe principiul că doar oamenii cresc oameni. O cunoscută femeie de succes în afaceri și care folosea în companiile ei roboți industriali, Nell Watson, prezentă la o conferință ONU asupra roboticii în anul 2016, a fost una dintre cele mai active opozante ale ideii Android Professor. Și deși se declara o sprijinitoare entuziastă a inteligenței artificiale, Nell Watson declara următoarele. Să cultive o persoană și să o ajut să înflorească nu este un obiectiv ce poate fi atins de un algoritm. Mă îndoiesc profund că un computer va fi vreodată capabil să aprecieze munca unui elev inovator și creativ care gândește mai departe de întrebările și răspunsurile convenționale. Dar exemplul american a fost preluat între timp și de finlandez. Astfel, într-o școală din Finlanda există doi roboți care predau la catedră, în locul profesorilor. Este un proiect stagiar și dacă va avea succes, va fi implementat în mai multe instituții de învățământ finlandeze. Unul dintre roboții profesori este Elias, care are doar 30 de centimetri și este noul profesor de limbi străine din respectiva școală. Elias vorbește 23 de limbi străine și culmea și dansează, elevii distrându-se copios, văzându-l de exemplu pe Elias, mișcându-se pe ritmurile cunoscutului Gangnam Style. Cu ajutorul unui robot, copiii pot exersa fără să le fie teamă că fac greșeli. Un robot e mai ușor de abordat, a declarat Johanna Heminki. Roboții vor înlocui oamenii? Există vreun pericol pentru umanitate? În mai puțin de 10 ani, profesorii vor fi înlocuiți de roboți, a afirmat un director al uneia dintre cele mai influente școli din Marea Britanie. În viitorul nu foarte îndepărtat, profesorii care inspiră și devin modele de urmat vor fi mai degrabă mașini inteligente care vor schimba lumea pentru totdeauna. În decurs de 10 ani, o revoluție tehnologică va îndepărta noțiunile învechite asupra educației, iar cadrele didactice își vor pierde rolul tradițional și vor deveni asistenți la ora de curs. Și totuși, se pare că în educație nu își vor face loc ușor roboții din cauza opoziției vehemente a dascălilor, a psihologilor și chiar a părinților temători în a-și lăsa odraslele pe mâna unor mașinării, fie ele super perfecționate. Dar în alte domenii de activitate, roboții vor avea mai multă trecere și acolo cu siguranță se vor întâmpla schimbări dramatice. Însuși, guvernatorul Băncii Naționale Angliei, Lordul McCartney, a declarat că 15 milioane de locuri de muncă din Marea Britanie vor fi automatizate inclusiv în rândul profesiilor din clasa mijlocie. Avansul tehnologic va distruge cariere fără milă, a avertizat Mark Carney. Și chiar așa va fi. Istoria ne-a mai învățat odată, să ne aducem aminte ce s-a întâmplat odată cu Revoluția Industrială, atunci când primele mașini de producție destul de primitive au lăsat fără loc de muncă zeci și chiar sute de mii de angajați din lumea întreagă. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și mulțumit lui George Codorogea pentru material și dumneavoastră pentru atenție. Vă doresc toate cele bune. Pe curând!